împreună cu un grup de oameni, împreună cu Costel, cu Maria, cu mai mulți, nu aș vrea să în nume, de ce nu Brăila să aibă și o secție de muzeu a umorului? Tocmai de aceea muncim și ne organizăm ca într-un timp foarte apropiat să avem și această secție a muzeului umorului. Neapărat. Istorie, dar o să avem și umor. Așa că, de astăzi, putem să anunțăm Brăila, capitala umorului național românesc. Vom funcționa pentru început, pentru că iar am stabilit împreună, în galeria din pod, vom strânge toate lucrurile, vom începe mica organizare și sperăm că într-un viitor foarte apropiat, ne-am gândit și la două, trei locații, să facem toate demersurile legale, să putem ștampila și semna această secție a muzeului, secția umor, neapărat negru. Extrem de avantajoasă. Nu trebuie un spațiu mare. Îți trebuie doar un număr de exponate și trei televizoare pe care se rodeze de dimineața până seara imagine din depozit, pentru că e vorba de ne cerem scuze, nu ne-am gândit la dumneavoastră să vă coptăm în... Dar acum sunteți în grupul de lucru. Asta, pentru că într-o expoziție, la un concert, omul trebuie să stea neapărat de la început până la sfârșit. Puțin ies din sală, în dură, mai ales la muzica asta contemporană. La o expoziție se întâmplă așa, nu-i pentru mine pleci. Dacă însă, în salonul respectiv, o secțiune a muzeului local, se întâmplă tot timpul un rulaj de imagini din ediția asta, are loc un fenomen de cum se cheamă de compatibilizarea prietenilor. Unde ai fost, poate și tu. Adică se cheamă oamenii pentru un regim de mi-a plăcut. Nu că am văzut. Pentru că expoziții toți văd. Dar plăcerile astea de dat mai departe sunt mai rare. O idee foarte bună, nu cred că costă foarte mult. Două, trei televizoare care se ruleze prin ferestre, de ce nu? Bun. De fiecare dată, și anul viitor, și când voi fi președinte, voi susține umorul, pentru că e bine să mai fim și cu zâmbetul pe buze să ne desfățim, chiar dacă este negru. Așa că veți avea mari surprize în continuare de la oamenii de specialitate, susținuți și de mine, să facem acțiuni frumoase, să râdem, să ne deschidem, pentru că, după cum vedeți, viața de zi cu zi este neapărat din ce în ce mai grea, din ce în ce mai afasătoare și ar fi bine să ne mai deschidem și să ne simțim bine.